Bună ziua, domnule Tănase. Sunt diriginta lui Ionuț. Da, din păcate nu ne cunoaștem, n-ați venit la nicio ședință cu părinții. Eu vă înțeleg, dar... Domnule Tănase, și alți părinți muncesc, dar își fac timp să vină la ședințele cu părinții, pentru binele lui Ionuț. Nu-i dau eu de mâncare, dar... Uitați, eu nu v-am sunat să vă fac vreun reproș. Știu cât de greu o duceți, dar eu eram doar îngrijorată. Nu a venit Ionuț astăzi la școală, e bolnav? Deci a plecat dimineața de acasă. Nu cred, nu a chiulit niciodată. Îi place la școală, e printre cei mai buni. Totuși, ceva s-a întâmplat, poate a venit rău pe drum. Bineînțeles că îmi fac griji, eu nu înțeleg cum nu vă faceți dumneavoastră griji. Ba, este treaba mea, sunt diriginta lui. De unde știți că e bine? Poate a fost atacat pe stradă, Doamne ferește. Eu înțeleg că sunteți la muncă, dar... Nu, nu vreau să fiți dat afară, domnule Tănase. Stați un pic, domnule Tănase. Domnule... Bună ziua, doamna Stoicescu, sunt dirigenta clasei. Pot să vorbesc un pic cu Alin, vă rog? Nu, n-a făcut nicio prostie. Voiam să-l întreb despre Ionuț, colegului de bancă. A lipsit de la școală și îmi făceam griji. Vreau să-l întreb dacă știe ceva. Da, aștept, sigur. Bună, Alin! Tu ești cel mai bun prieten al lui Ionuț, nu? Știi cumva de ce nu a venit azi la școală? Dar când ai vorbit ultima oară cu el? Și de ce era supărat? Dar de ce nu mi-ai spus de ieri? Ar fi trebuit să-mi dai telefon. Nu, 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 stai liniștit, nu e vina ta. N-ai greșit cu nimic, stai liniștit. Bine, Alin. Îți mulțumesc, ne vedem mâine. Tot eu sunt, domnule Tănase. Știu că lucrați, mi-a zis, dar nu durează decât 2 minute. Ba, o să vă faceți timp dacă nu vreți să anunț poliția. Bine, pentru ce? Pentru că i-ați interzis lui Ionuț să mai vină la școală. Nu vreau să vă fac probleme, vreau doar ca Ionuț să-și termine studiile. Bine, nu o să anunț poliția, dar cu o condiție. De mâine Ionuț să se prezinte la școală. Nu are decât 14 ani. Locul lui nu este la muncă, este la școală. Mă bucur că ne-am înțeles. Acum vă rog, dați-mi pe Ionuț la telefon. Păi nu l-ați luat la muncă? Cum adică nu e cu dumneavoastră? Domnule Tănase, încetați cu minciunile. Dați-mi pe Ionuț la telefon, vă rog. Bine, bine, vă cred. Ionuț are telefon mobil? Am înțeles. Dar... Bun prieten la care s-a fi putut duce? Îmi dați numărul, vă rog?
Bine, vorbiți dumneavoastră cu el, dar după aia sunați-mă să-mi spuneți ce ați aflat. Nu, liniștiți-vă, sunt sigură că n-a pățit nimic. Bine, domnule Tănân, să aștept telefonul dumneavoastră. Da. Bună. Am terminat orele de mai întârzi. Nu știu, că nu mă aștepta acum asta. Cred că mai rămas în școală de reu și portarul. Bine, am o problemă cu un elev. A plecat dimineață de acasă și n-am mai ajuns la școală. Mi-au stănase. Îl știi, l-ai văzut la serbare. Băiatul ăla mi-e și blond. E un elev bun, mi-a zis că vrea să ajungă medic veterinar. Nu știu, mi-e teamă că a pățit ceva. Da, m-am gândit să sun la poliție, dar... Cătă, hai că mă sună cineva. Hai, vorbim mai întâi, te pup, te iubesc, pa. Da, da, doamna Stoicescu. Ați aflat ceva de la Lin? Ce? Cum adică? Cum adică să se arunce? Sunați la poliție și la ambulanță să vină imediat la școală. Da, domnul Tănase. L-am găsit pe Ionuț. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni. Educația în comunitate, drum cu prioritate.